Bine v-am găsit! Astăzi suntem în 17 ianuarie. O să am câteva subiecte interesante pentru această perioadă de primăvară și anume cum îți alegi pomii. A fost un subiect zilele astea pe această platformă. Alegerea pomilor pentru că se apropie perioada de încălzire a timpului și perioada optimă de plantare. În principiu, când începe căldura, atunci se scot a doua serie de pomi și probabil cea care nu s-a vândut în toamnă se scoate către vânzare. Dar în cazul în care aveți de mutat pomii în momentul ăsta, puteți să-i faceți fără nicio problemă. În cazul în care doriți să vă alegeți pomii, trebuie să țineți cont de câteva aspecte. Puteți să vă luați pomii din sursă sigură, în mod clar treaba asta, dar sursa sigură nu înseamnă neapărat pepiniere certificate. Din sursă sigură poate să însemne și de la prieteni care știu să altoiască și din sursă sigură poate fi și alte pepiniere care au avut recenzii destul de bune. De ce spun treaba asta? Pentru că sunt anumite pepiniere cu certificate care, chiar dacă nu vor, vând pomi neconformi. Și mă refer aici la cancerul bacterian al rădăcinii. Această boală dând apoi pe trunchi în timp ce acesta se dezvoltă. Pe lângă acest fapt, puteți să luați pe etichetă un soi cu un anumit port altoi și acela să nu corespundă. Așadar, nu pot să spun mare grijă în alegerea pomilor, puteți să luați și de la cunoștințe, puteți să luați și din pepiniere autorizate, dar aveți grijă să fie ceea ce ați comandat. Și referitor la acest subiect, în momentul în care vă comandați pomi, trebuie să țineți cont de vigoarea pomului, în primul rând alegerea soiilor și vigoarea lor. Vigoarea pomilor se formează din caracterul soiului care este altuit pe portaltoi și al doilea factor al vigorii este portaltoiul. Nu vreau să contest ce spun alții, vă spun din propria experiență și tocmai de asta ne aflăm aici. Pomul care este în fața mea este altuit pe corcoduș ca și piersicul paraguay din spatele meu. Sunt doi pomi altuiți pe corcoduș, acesta este românesc, știu că este de calibru mare. Cel din spatele meu, Paraguay, este un soi adus din Spania. Ambii pomii ajung la maturitate deplină undeva în luna august, în prima parte și a doua parte a lunii august. De fapt, în prima parte încep să se coacă și în a doua parte a lunii august ajung la maturitate deplină. Practic, atunci încep să cadă din pom. Vedeți diferența între dimensiunea și vigoarea pomilor și astfel ajungem la concluzia că portaltoiul contează și nu prea. Pe de altă parte, în partea dreaptă am un soi american de piersic cu un calibru mediu, calibru foarte bun pentru vânzare și la fel și fructul rezistă foarte mult după cules, nu este perisabil și astfel este din punct de vedere economic și băgat într-o afacere, este un soi destul de bun, Golden Glory se numește. În partea din dreapta am nectarinul Tina, ambii sunt altoiți pe portaltoi GF665. După cum se poate observa, în primul rând, portaltoiul ambilor parteneri le-a dat o vigoare destul de mare față de ce avem în față, altuit pe corcoduș. GF665, după cum îi vine și numele, nu este un portaltoi clasic, este un portaltoi creat în laborator, cum spun unii, tratat la intensitate maximă, sănătos, cu toate chimicalele. Din întâmplare am încercat acest portaltoi, de care sunt mulțumit, dar ca toți portaltoii au avantaje și dezavantaje. După cum se vede, drajunează destul de mult. Drajuni care sunt destul de viguroși într-un an de zile, dacă nu îi tai în primăvară, pe aceștia i-am păstrat
Nu i-am ras ca să poată fi altoiți și împrumutați eventual. Și foarte rar s-a întâmplat să îmi drajuneze fix în trunchiul pomului. Asta pentru că a fost rănit când am trecut cu motocoasa și a drajunat în zona respectivă după ce a calusat rădăcina. Rămâneți până la finalul acestui clip și o să facem și un calcul matematic și de rentabilitate pe tema aceasta. Făcând o comparație între portaltoiul Corcoduș și portaltoiul GF, din punctul meu de vedere, GF665 este una pozitivă. Deși are acest dezavantaj și drajunează în locuri unde nici nu ți trece prin cap, adică nu la baza trunchiului. Și asta este, putem să-l trecem la un dezavantaj avantajos. Ei se pot tăia în timpul vegetației din momentul în care îi vedem apăruți, se smulg destul de ușor, doar că, mă repet din nou, i-am păstrat pentru a-i folosi ca portaltoi la prieteni și poate mai altuiesc și eu ceva să înlocuiesc pe viitor în cazul în care mai încrapă cât un pom. Pentru a nu mai fi dezinformați de către amalgamul ăsta de influențe care au apărut în perioada asta și pentru a fi dumneavoastră informați, vă recomand cartea Livada, pe care o să o găsiți în primul comentariu, cum vă alegeți pomii fructiferi, ce v-am spus ceva mai devreme, și pe lângă toate astea, și câțiva arbuști baciferii pe care puteți să-i puneți pe lângă pom. Lucru pe care eu l-am făcut, doar că încă aștept să producă acele plante și apoi fac și un feedback asupra lor. Referitor la alegerea pomilor de plantat, nu sunt de acord cu teoria că ar trebui să cumpărați din pepiniere în zona arealului în care dumneavoastră trăiți. Pomul ca și sistem obligat în primii 2 ani se va obișnui cu solul și cu clima pe care o aveți dumneavoastră. Bineînțeles, solul să fie humificat, bine hrănit. Contrar acestor argumente, vin cu încercarea mea de a aduce pomi dintr-o altă arie, dintr-o altă țară, dintr-o altă climă. Și mă refer aici la cachi, mă refer la lămâi plantat afară și la pau-pau. Am făcut și clip pe tema asta unde puteți găsi în clipurile de anul trecut. Ținând cont de faptul că am încercat să aduc în curtea asta și pomi de cachi care nu au fost aclimatizați în România, lămâi care nu a fost adaptat în România și pau-pau, banana nordului, rezultă un singur fapt, că ei ca și structură și sistem se pot adapta pe terenuri bune. Și referitor la alegerea soiurilor cu înflorire târzie, iarăși nu sunt de acord și n-am cum să fiu de acord atâta timp cât marea majoritate a caișilor înfloresc aproape în același timp. Vă dau un exemplu ce am la mine în curte și îmi vine acum în minte. Am caisul Viorica și, mă rog, Bergeron și Rareș. Dar vorbim de Rareș și Viorica, un soi Rareș extra timpuriu cu Viorica undeva în mediu spre târziu, ca și coacere, ei înfloresc în același timp. Am fructe coapte în iunie și la sfârșitul lui august Viorica ajunge la maturitate deplină. Dacă nu ați văzut clipul cu soiul Viorica de la tăiere până la fructificare, vă rog să căutați prin clipurile mele să vedeți și prin ce perioadă a trecut anul trecut, de la tăiere până la fructificare și maturarea fructelor la cules. Singura diferență ar fi că există câteva soiuri care pot întârzia 5 zile. Nu ar fi o diferență prea mare și aceste 5 zile pot fi cauzate din mai mulți factori. Unul dintre ei ar fi solul în care este acel soi întârziat. S-ar putea să fie mai înghețat, să fie undeva la umbră, să fie mai înghețat decât un alt loc în care bate soarele mai tare. Deci, alegerea soiului cu înflorire târzie nu există. Toți pomii înfloresc în același timp, indiferent că sunt caiși. Odată înflorit un cais, și vă rog să țineți cont de treaba asta, să fiți atenți voi ca să faceți o diferență între aceste informații care apar în momentul ăsta pe rețelele de socializare,
să vedeți că toți înfloresc în același timp. Dacă nu înfloresc în același timp, cu siguranță în două zile toți caișii sunt înfloriți. De unde și soiurile autofertile știm că au nevoie de polinizator de la alt soi, și aici intervine și prunul și piersicul, și marea majoritate a pomilor au nevoie de polenizatori și soiuri diferite. Deci e clar că toate soiurile înfloresc în același timp, nu există, sau dacă exista, nu știu eu, pomi care au înflorire târzie. Da, există soiuri timpurii și extratimpurii, dar asta nu are nicio treabă cu înflorirea. Toți înfloresc în același timp, dar marea majoritate a fructelor se fac decalat. Sunt soiuri timpurii, sunt soiuri tardive. Toate înfloresc în același timp, dar se pot coace diferit. Asta e singura diferență de soiuri târzii și soiuri tardiv, sau târziu, soiuri timpurii și soiuri târzii, dar înfloresc toate în același timp. Unii doresc pomi fără tratamente sau cu tratamente minime. După cum știți, eu sunt total de acord tratamentelor preventive, și asta e, dacă se întâmplă să fie și curative, asta e, decât să moară pomul, prefer să renunț la rodul din anul respectiv și să trăiască pentru a-mi produce mai târziu. Unii preferă să facă cultură bio și pentru treaba asta v-aș recomanda o altă carte, Enciclopedia Autosustenabilității. Și aici, sincer, și eu am aplicat câteva reguli. Dick and James, doi oameni, tată și fiu, care au încercat să se autosusțină într-un fel de pustietate. Cartea este foarte interesantă. Multe idei bune, dar destul de costisitoare la început. Dar multe idei pe care le putem aplica și noi dacă ne dorim o grădină bio. Eu încerc să combin aceste două reguli, nu se poate, e adevărat, dar ca și recuperarea structurii solului m-am inspirat din această carte. Și acum ajungem la producerea materialului săditor în laboratoare. Se vorbește cum că unele portaltoiuri produse în laborator sunt foarte chimizate. Și pot să spun că nu este adevărat. În laboratoarele respective nu e vorba de chimizare, ci e vorba de genetică. N-are nicio treabă cu produse chimice în momentul în care se dezvoltă, să zicem, un soi de portal 2. Acestea sunt foarte bine protejate de virus. Asta n-are nicio treabă cu chimie. Că vrei să protejezi? Da. Că ajuți prin lămpile UV, e altă treabă. Lămpile UV nu lasă pomul să adoarmă. Adică, practic, el este viu, el se dezvoltă pentru a ajunge la o anumită dimensiune, pentru a fi mutat în pepiniere și vândut către pepiniere. Deci, dacă facem comparație între un corcoduș și un GF care a fost creat în laborator, acesta a fost creat în laborator. Acesta este dat către pepinieriști, după încă un an el este altoit și după încă 2 ani probabil este cumpărat de către client. Ajungând la pepinierist, acesta nu face decât să îl dezvolte în mod natural, zile și nopți. El atunci se adaptează noilor condiții față de laborator. Dezvoltarea a avut loc destul de accelerată prin acele becuri ultraviolete. Ajungând pe terenul pepinieristului după ce este cumpărat, acesta normal că îi dă apă, îi dă tot ce are nevoie și face și, bineînțeles, tratamente preventive pentru a nu intra bolile și dăunătorii în ei. Adică, practic, pepinieristul nu face altceva decât să-l mențină la nivelul sănătății optime. După care îl altoiește, bineînțeles, și materialul altoii trebuie să fie de calitate bună, ajungând ca după 2 ani de zile să ajungă la dumneavoastră. Ce facem noi cu corcodușul? Păi până germinează, până crește, până asta cu siguranță face 4 ani, îl altoiți în primul an, se dezvoltă, încearcă să-și recupereze corana în al 4-lea an. După care dumneavoastră spuneți că el are 2 ani.
când de fapt are 6. Atâta face genetica în momentul de față, îți grăbește practic un soi liber de boli și de unături și virus, și bineînțeles că ăștia sunt de fapt cei mai importanți. GF-ul, după cum vedeți, drajunează. Deci, practic, eu am port al tău, nu foarte devreme, așa cum se întâmplă în laborator. Și acum ajungem la calcule. Cineva ne învăța cum să facem bani ușor la țară și dădea un exemplu cum am putea noi să altuim pe corcoduș sălbatic găsit pe câmp, adică valoare zero, un prun, apoi să-l vindem cu 50 de lei. Deci materie primă zero, producem 50 de lei, cu puțină muncă, punem și munca la suportare, dar asta ceva mai târziu. Ajungem la acești portaltoi produși în laborator. Ce costuri pot fi acolo, în așa fel încât pepinieriștii să cumpere portaltoiul, să-l altoiască, să aștepte încă 2 ani de zile, să-l vândă cu 15 lei. Să vândă un soi liber de virus. În condițiile în care noi putem să-l vindem cu 50 de lei. Nu înțeleg aici calculul. Mie chiar îmi dă cu virus. Și acum, din experiența mea, vă spun că GF-ul 665 l-am luat gratis, într-adevăr, dintr-o mare fermă pomicolă și viticolă. Gizela 5 am cumpărat-o, Biodarful am cumpărat. Fiecare bucată la momentul respectiv a costat 50 de bani. Ia cătă unde este diferența. Munca, punem și noi 10 lei la ea. Să spunem și am produs un pom cu 15 lei. L-am produs noi, că nu suntem pepinieriști și nu suntem mari producători să luăm cu discount material săditor respectiv portaltoi. Unde e calcul? Noi să luăm materialul de pe câmp, să-l găsim la valoare mică sau să așteptăm să ne drajoneze alunul ca să-l vindem și pe ăla cu 50-100 de lei și atunci chimia unde e? Nu pot să vând un prun altuit pe corcoduș cu 50 de lei, la fel cum nu pot să vând drajon de alun roșu, și am și eu, cu 50-100 de lei, atâta timp cât un pepinierist autorizat care plătește taxe pentru ceea ce produce, vinde cu 15 lei. Diferența este de 35 de lei. Mă, dar șmecheri sunt unii. Bun. Vreau să-i mulțumesc pe această cale lui Adi, ADR, care mă susține. Vreau să vă mulțumesc și vouă și vă las mai departe, că tot a fost vorba de chimie, cu un clip în care eu mănânc produse chimizate și vă rog să stați până la final și la acesta. Numai bine!